Atunci când vă place un autor sau o carte, să o cumpărați nu doar pentru voi, dar și pentru prietenii voștri, să o faceți cadou. Suntem o sectă, noi cititorii de literatură română contemporană și niciodată efortul nostru pentru scriitori nu e suficient, așa că dacă chiar faceți pasiune și credeți într-o carte, încercați să fiți martorii acelei cărți și să faceți cât mai mulți prozeliți. Să lucrez cu ea și să o cunosc ca scriitoare în toate etapele devenirii ei, cu textul de selecție pentru curs, apoi cu temele de la curs, apoi cu povestirile ulterioare pe care le scria și pe care le discutam și pe care le editam, fie pentru Iocan, mai târziu pentru Kiwi și până la manuscrisul acestui volum de debut, unde n-am mai avut de făcut nimic ca editor și m-am gândit că ăsta e semnul că, într-adevăr, o fi așteptat Iulia foarte mult să debuteze, dar a așteptat până s-a copt bine de tot. Mă bucur că în această întreprindere de a o lansa pe Iulia, i-am cooptat și pe bunul meu prieten și scriitor pe care îi admir și foarte mult, pe Ana și pe Bogdan. Fiecare dintre ei a scris proză scurtă, deci cunoaște genul foarte bine. Fiecare dintre ei a lucrat la rândul lui cu oameni tineri care voiau să învețe despre literatură și să intre în cărți, la propriu și la figurat. Așa că o să spună fiecare câteva vorbe despre această carte. Eu m-am obișnuit să fiu MC-ul prozei scurte în România, așa că o să pun niște întrebări fiecăruia. O să-i dăm microfonul și Iuliei, poate. Și sper să încheiem așa în decurs de o oră, să apucați să luați și autografe și eventual să-i și puneți întrebări la finalul evenimentului. Aș ruga pe Ana să spargă gheața. Am fost foarte interesat și sunt foarte interesat, de fapt, că nu știu exact ce o să spună Ana despre cartea Iuliei, pentru că până în momentul ăsta Iulia era străină, Ana nu o citise de proza din Kiwi, deci cumva a fost o întâlnire aproape la prima vedere și sunt foarte curios ce are să ne spună Ana. Bună seara! O să vă spun în primul rând că am citit cartea Iuliei în avion și asta m-a amuzat foarte tare pentru că titlul ei este Când știți ce văd păsările și la un moment dat am făcut o pauză și chiar m-am uitat pe geam și m-am gândit că e o mare potrivare între locul în care eram și cartea asta. M-a făcut să nu simt un drum de 2 ore și mi s-a părut că a trecut prea repede. Așa că s-ar putea să aveți această senzație când o citiți că nu vreți să plecați din locul ăla. Mi-a mai păstrat, cred că, ultima proză pentru destinație. Și asta nu pentru că mă plictisisem, ci pentru că chiar trebuia să cobor. Nu știam că Iulia Gherasim făcuse cu atelierul cu Marius și cu Florin Iaru acum 10 ani, dar ce am simțit e că a avut răbdare și că nu e un text grăbit. La simplitate ajungi greu și asta știm toți bine. Zic toți pentru că deja suntem în public foarte mulți oameni care scriem. A avut răbdare și cred că s-au așezat bine lucrurile. Aș zice că Iulia are o candoare specială și o discreție și astea mi-au plăcut foarte mult. Se apropie într-un fel de personaje și de lumea asta aproape cu un not poetic. De asta cred că e o legătură între ce văd păsările și ce vede Iulia Gherasim în poveștile ei.
O să vedeți că e o figură a tatălui care trece așa dintr-un text în altul și asta m-a făcut să mă gândesc la textele lui Bogdan, Alexandru Stănescu, de exemplu, ca să vedeți cum lucrurile de fapt sunt fluide și scrie diferit, dar regăsim lucruri care ne amintesc de alte texte. E, are tensiune și are candoare. Pentru mine deja sunt două lucruri foarte importante la un volum de prose scurte. Nu are burți, așa că sunt sigură că o să citiți cu plăcere sau mi-aș dori să citiți măcar cu aceeași plăcere pe care am citit eu de lume. Bogdan. Bună seara. Eu am citit cartea Iuliei încercând să surprind aici un fir roșu care o traversează, care unește prozele astea. În general caut așa ceva într-un volum de proză scurtă. Asta într-un fel mărturisește și trădarea mea. Da? E tendința de a căuta trecerea spre roman, dacă se poate. Și aici există un fir roșu, de fapt sunt două. Unul este un tip de personaj feminin, care câteodată e personajul narator, altădată este un personaj prezentat la persoana a treia, dar e un tip cu aceeași structură psihică. E un tip de personaj care relaționează cumva cu lumea, într-un fel particular. Și bineînțeles am încercat să mă gândesc ce fel de pasăre ar fi acest personaj. Mi-am amintit că acum câțiva ani mă obsedam o pasăre foarte ciudată, am găsit-o pe YouTube. Așa cum se întâmplă pe net, intri să cauți o rețetă de plăcintă și găsești, mă rog, formula dinamită și alte chestii. Eu am ajuns la pasărea ciudată, care în engleză se numește șubil. E o pasăre care trăiește, dacă mai există, prin Africa. E o pasăre foarte ciudată, care vine din alte vremuri, cumva are un cap foarte mare. E ca un fel de drobi, așa, cu un cap mare, ca de crocodil. Poate nu există și îl inventez acum animalul ăsta. Dar e o pasăre care e legată de pământ, nu prea zboară. Și o pasăre foarte talentată, imită mișcările omului din fața lui. Așa și personajul ăsta e foarte legat de lume, deși nu relaționează tocmai bine cu lume. Nu traduce bine lumea, o înțelege, dar nu se integrează, dar nu e foarte bine în lumea în care trăiește. Și acest fel de a nu relaționa bine cu lumea mă duce la al doilea fir roșu al povestirilor și anume la figura tatălui. Încă o să vedeți că e o figură absolut copleșitoare a tatălui în majoritatea acestor povestiri. Este un tată undeva în trecut care leagă pasărea asta de pământ și o leagă într-un mod cu totul și cu totul nepotrivit. E un personaj care se luptă cu umbra tatălui, fiindcă tatăl ăsta este aici în carte, o umbră. El dă niște legi, în marea lor majoritate proaste, care influențează destinul acestui personaj, care este pe rând fetiță, tânără, studentă, tânără care pe urmă aplică la un job, pe urmă corporatistă și așa mai departe, dar este în principiu același personaj, un bolovan imens legat de picioare. Vreau să subliniez și eu, cum am scris pe copertă, că e foarte interesant felul în care în aceste povestiri Iulia construiește niște familii care sunt parțial funcționale, dar sunt întotdeauna foarte simpatice, într-adevăr. Avem un tată și în public, dar tații din figurile paterne din carte, într-adevăr, sunt toate foarte interesante, ca de altfel și figurile feminine, fie, cum spuneai tu, Bogdan, sunt mulți avatari ai personajului feminin în această carte și, într-adevăr, partea interesantă e cum te plimbă datorită vârstei acestui personaj feminin, care uneori are nume, alteori n-are, cum te poartă și prin diverse vârste ale țării, din anii 90, în cămine studențești, în
în corporația de azi, în diverse medii și unde se schimbă realitățile, unde se schimbă configurația ei și statusul ei, pentru că în multe povestiri e vorba și de relații amoroase care sunt sau la rândul lor sau nu, mai mult sau mai puțin disfuncționale. Aș întreba-o pe Ana în ce măsură consideră că în proza scurtă e mai dificil să-ți decupezi un univers al tău sau o stilistică a ta, să fii recunoscutibil în general și cum a fost poate și la ea, dacă i s-a părut mai dificil decât în roman și dacă îi se pare că Iulia găsește o nișă pe care într-adevăr o construiește cu o voce a ei și o face de aici încolo, cred, își pune o amprentă și de aici încolo ai putea să vorbești chiar de o marcă. Eu cred că Iulia înțelege foarte bine că, deși păstrezi un univers recunoscutibil și îl creionezi, trebuie să o iei mereu de la capăt la proza scurtă. Asta e, pentru mine, cel puțin când am scris proza scurtă, asta era ceva foarte delutant. Deși, repet, există o lume, un decupaj deja pe care l-ai în cap. În momentul în care începi să scrii proză. La Iulia mi se pare că e recuperată zona asta a sfârșitului de perioadă comunistă și începută de tranziție într-un fel foarte viu și foarte e un sentimentalism bine controlat și asta mi-a plăcut mult pentru că recunoșteam și nu recunoșteam lucruri. Mă interesează mult perioada asta și cred încă că e despre nebuneștii anii 90 se poate încă scrie o literatură întreagă. Îmi place și zona asta a maturizării în care se duce și care chiar dacă pare așa un pic fumată legată de tot ce înseamnă universul corporatist, ea reușește să scoată de acolo ceva foarte uman și atunci, mă rog, cred că din fațetele astea ale unei lumi în mișcare, ea reușește să facă un joc de oglinzi care funcționează în carte exact așa cum le echilibrează. De asta am și zis că n-am simțit, am citit-o fără nevoie de pauze. Iar asta la un moment de proză scurtă mi se pare un mare atum, un mare câștig. Pentru că vrei să te gândești la ele într-o fluiditate, nu ai nevoie de spațiu, de respirație, să recompui tu. Trebuie să spun că mi-am dat seama că toți patru am scris despre anii 90 la un moment dat sau altul și poate pentru că suntem relativ congeneri, suntem și mai sensibili, nu știu, la perioada asta, dar în mod cert este o perioadă foarte interesantă și probabil foarte greu de înțeles pentru cei mai tineri, că văd mult tineri în public. Dar într-adevăr, Iulia scrie cu foarte multă poftă și cu, cum ziceai, o oarecare doză de sentimentalism, dar și cu foarte mult umor. Cred că e una dintre cele mai dramatice și în același timp cele mai comice cărți de proză scurtă pe care le-am citit, dar un umor care nu e facil, un umor care e de situație, un umor la care foarte mulți probabil nu-l vor înțelege sau nu. Și te-aș întreba și pe tine, Bogdan, unul, cât de greu e să ai umor în scris și dacă ți se pare că ăsta e un atu al Iuliei sau dacă ți se pare că Iulia își decupează o altă nișă într-o altă zonă unde într-adevăr pare că are niște unelte mai ascuțite decât alții.
E vorba de o sensibilitate proprie aici, de aici este și umorul, pentru că ironia și autoironia sunt două arme cu care personajul ăsta se luptă cu lumea și cu viața. Deci nu aș compara acest tip de umor cu alte tipuri de umor, ci este unul absolut personal aici. Bineînțeles că sunt și situații universale, da, care mișcă râsul, cum e poetul american. Nu o să dau spoiler acum ce era cu poetul american, vă las pe voi să citiți, e foarte amuzant. Chiar dacă n-ai trăit anii 90, poți să te fi născut alaltă și tot o să râzi când o să vezi cine era poetul american. Deci din punctul ăsta de vedere e un umor reușit, punct. Aș zice să o lăsăm și pe Iulia să spună niște vorbe. Noi inițial ne gândeam că am putea să o rugăm să ne citească ceva. Vreți să citească după ce? După mișcările din cap, cred că poți să citești două pagini. Mai ales că înțeleg că la Festivalul de Prozi Scurtă Short, Florin Lăzărescu nu te-a lăsat să citești. Am fost pe aceeași lungime de undă cu Florin Lăzărescu la Short, pentru că el a zis că nu îi place să citească la evenimente și eu, în calitatea mea de participant la evenimente până acum, recunosc că mie mi se pare cea mai plictisitoare parte aia în care autorul vine și citește, pentru că nu pot să-l urmăresc. Și exact cum spune și cum a spus și Florin, lectura e o experiență absolut personală, nu e de stadioane și atunci nu are sens. Dar, sigur, voi citi. Un disclaimer. Următoarea carte va fi despre personajul mamei, ca să echilibrăm lucrurile, să vedeți acolo. Vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați venit. Sunt pur și simplu copleșită. Și sunt foarte bucuroasă, mă simt ca la, nu știu, ca la nuntă, probabil că la nuntă la fel te simți. Sau nu. Da, nu știu. Cartea asta a început să se contureze așa prin 2017. În perioada asta de 6 ani până când am terminat-o, am trecut printr-o groază de stări. Am fost convinsă la un moment dat că nu o să se mai întâmple. A fost un ocol destul de mare pe care l-am făcut, dar cel mai fericit moment pentru mine în tot procesul ăsta a fost când am terminat. Când l-am văzut terminat, am zis gata, asta e, a ieșit. Ce să mai zic? Ce vreau? Da, eu sunt uimită de fiecare dată când văd dovezi de generozitate venite din partea cuiva ca voi, care până la urmă nu mai aveți nimic de demonstrat. Toți trei sunt autorii pe care eu i-am citit cu pixul în mână și mi-am luat notițe. Înseamnă foarte mult pentru mine, evident, că sunteți aici și vă mulțumesc. Și să citim. Da. Te-aș întreba, că nu mai știu cum e la prima carte, dacă predomină senzația de jenă că în sfârșit lumea o să aibă acces la textele tale în care sunt părți din tine, dar în același timp imaginația ta, sau din potrivă o formă de mândrie că ai pus cap la cap toate lucrurile astea, un amestec din toate câte puțin și nu știu ce... Ce simți acum că predomină? Știi ce? Am avut suficient timp să mă obișnuiesc cu sentimentul de rușine. E ok, l-am integrat. Nu, sunt mândră, sunt bucuroasă, sunt mândră că am dus la bun sfârșit cartea asta. Sunt foarte nerăbdătoare să văd cum o să fie primită. Nu, de ce să simt rușine? Bineînțeles că sunt părți din mine, bineînțeles că sunt... Sunt povești cumva întoarse spre sine, e adevărat. Poate la următoarea o să încerc să merg și în alte, să ies un pic din zona asta de confort și să încerc să explorez și alte lumi și alte contexte. Uite, mi-a plăcea și mie, de pildă, că m-a întrebat Doris la Short despre ce ți-ar plăcea să scrii și atunci n-am știut, nu prea știu ce să zic, dar după aia m-am tot gândit despre ce mi-ar plăcea să scriu.
Păi mi-ar plăcea să, uite, să merg și eu într-un birt și să aud acolo lumea cum vorbește, despre ce vorbesc oamenii, să merg pe un stadion, să merg în locuri în care în mod normal nu aș merge și să văd ce pot să fac cu asta. Deci, da. Unde aștepți feedback-ul? Pe Facebook? Dacă vrei să-ți scrie oamenii, să o facă, îi încurajă să o facă? Ești pregătită să asculți cum te citește un străin? Te avertizez, o să fie groaznic. Deja este. Deja este, dar e ok, eu sunt pregătită. Scrieți-mi, spuneți-mi părerea voastră, nu mă amenajați. Evident, mă ajută foarte mult orice observație, orice critică, orice nemulțumire, dați-i bice. Nu mă ajută, nu? Atunci cum scrieți? Mă ajută. Uite, pentru că Bogdan tot a pomenit de poetul american, să citesc ceva despre poetul american. Din proza Relații Internaționale. La începutul semestrului al doilea, în viața mea s-au întâmplat simultan două evenimente importante. Mi-am cumpărat primii blugi mulați și m-am îndrăgostit de un american. Pierdeam nopțile pe Messenger cu tipul ăsta care mă agățase online după ce îmi văzuse profilul pe Yahoo 360. În loc de poză cu mine, pusesem o imagine cu o fată înalt, mergând singură împotriva curentului, în mijlocul unei mulțimi de siluete în negru. Aveam și un motto, I doubt it, ce se voia ironic și autosuficient. You have quite an attitude, îmi scrisese fără niciun fel de introducere. De pe profilul lui aflasem că îl chema Victor și că locuia la New York. Se recomanda poet și impresar artistic și, deși nu prea înțelegeam cum funcționau împreună ocupațiile astea, combinația am păruse suficient de interesantă. Meaning? Meaning that I like it. N-am făcut schimb de fotografii și nu l-am întrebat ce înălțime are, de teamă să nu par superficială. Discuțiile noastre erau despre idei, nu despre centimetri. În plus, creasem așteptări destul de mari cu profilul meu, pe care începeam să-l regret, căci americanul îmi dădea clasă când venea vorba de literatură, artă, filme, căutam pe Google ca să-i răspund. Călătoriste peste tot, fusese până și în România, la Sibiu, Brașov și Fundata. What on earth were you doing in Fundata, l-am întrebat, iar în fereastra de CETA a apărut scris Exploring the Natural Beauties Abroad. Ceva mă atrăgea la tipul ăsta, așa că am făcut singurul lucru pe care mă pricepeam să-l fac când îmi plăcea cineva. Am încercat să par indiferentă. You exhausted the local ones? I am always in search of new talent. It's what I do for a living. Well, I'm not the next top actress, so nice meeting you. I'm not that limited. În weekend-uri îmi trimitea fotografii din plimbările lui prin Central Park sau din apartamentul unde locuia în Brooklyn cu mesajul Wish you are here. Ce drăguț! Exclamase Adela cu mâinile ei ca două cărnuțe împreunate sub bărbie. Deci sunteți într-o relație? Întrebase Oana. Cam libidinos americanul. Deși la început îi spuneam Victor, Magda insista să-i zic americanul și până la urmă așa i-a rămas numele. Dă să nu fie vreun psihopat sau mai rău, căsătorit. Pare căsătorit. Mă enervase. Și nu pentru că nu-l plăcea, cât mai degrabă că nu avea încredere în mine, în capacitatea mea de a distinge semnale de alarmă, chipurile evidente. Era prietena mea cea mai apropiată, dar se purta ca o mamă excesiv de protectoare. Măream pozele de la el în căutarea oricăror indicii care i-ar fi putut adeveri teoriile, dar nu găseam nimic anormal. Casa lui părea un apartament tipic de burlac, amenajat în stil minimalist, câteva rafturi cu cărți și DVD-uri, un teanc de ziare pe podea, o mască africană pe un pervaz. You should come and visit și mă umezeam toată. Mă și vedeam membra corpului diplomatic al României la New York. Dintr-o dată totul căpăta sens. Normal că nu mi se legaseră lucrurile cu nimeni până atunci. Viitorul meu era peste ocean. Mi-l imaginam pe taică-miu ridicând în sfârșit ochii din gazeta matematică și cerându-și iertare. Pusese orb, nu văzuse că fiică-sa era destinată unor lucruri mărețe. Spera să nu fie prea târziu. Îl iertam de fiecare dată. Sâmbătă seara mă conectam pe Messenger și îmi setam statusul invisible pentru toată lumea, cu excepția lui. Pândeam mesajul din colțul ecranului, Victor is now online, însoțit de sunetul de notificare de la Yahoo, asemănător unui ciocănit în ușă. Uneori așteptam degeaba. În zilele când nu apărea, eram iritată și nu aveam chef de nimeni. Pălăvrăgeala fetelor mi se părea insuportabilă, așa că ieșeam să mă plimb pe aleile din agronomie, cu ecourile lui Hero în cap, până mă trezeam că îl fredonez. Fetelor le plăcea cântecul și le adăugaseră în playlist-ul din Winamp, setat să redea melodiile în ordine aleatorie.
La primele acorduri, Adela țâșnea de oriunde s-ar fi aflat și dădea boxele mai tare, iar Doana deschidea fereastra și rămânea sprijinită cu coatele pe pervaz, bărbia în palme și cu spatele la noi. Odată făcuse mișto de ea, ce faci, fată, filmez un videoclip, dar amândouă săriseră la mine ca două șerpoaice. Magda m-ar fi înțeles, dar n-avea chef de teoriile ei despre femeile care așteaptă. Uneori mă mai suna sau îmi trimitea mesajul joi seară, dar răspundeam în doi peri și mereu găseam un pretext să nu ies. Căpătasem superstiția că relația cu americanul mergea bine doar dacă nu vorbeam despre el, așa că atunci când m-a anunțat că îmi vine România, n-am suflat o vorbă nimănui. În seara cu pricina am îmbrăcat bugii mulați și am plecat la întâlnire cu inima cu tufurice. Dacă până atunci așteptasem cu înfrigurare să-l cunosc, acum nu mai eram așa de sigură. În drum spre stația lui 300 mă întrebam cine aveam să fiu la întoarcere. Cel mai tare mă gândeam că urma să mă citească din prima, din momentul când i-aș fi întins mâna și m-aș fi prezentat și ar fi dat seama cu cine avea de-a face. Înainte să vă întrebăm dacă aveți întrebări pentru Iulia, aș vrea să-i rog eu pe Ana și pe Bogdan, pentru că sunt trecuți și ei prin multe. Ce sfaturi i-ar da Iulie ca scriitoare? Ce să facă și ce să nu facă? Și până se gândesc ei, i-aș spune eu Iuliei că ar fi bine să nu aibă mari așteptări de la literatură în termen de vânzări, premii literare, traduce, recunoaștere pe stradă sau mă știu eu ce altceva. Și să rămână ca și până acum preocupat doar de ce are de scris în solitudinea ei. Ana? Vreau să spun că și întâlnirea asta cu cronicile, cu marea receptare, ca întâlnirea cu americanul, să știi. Deci cam așa e, dar pentru că nu știți despre ce vorbim până la capăt, o să aflați după ce o să citiți toată povestea, așa că a fost o glumă de care ne-am amuzat singur. Nu, n-am sfaturi. Nu pot decât să înțeles ce au spus Ana și Marius, că la urmă e un hobby, din păcate, nu e o meserie. E un hobby și așteptările trebuie să fie acelea pe care le ai de la un hobby și anume să-ți ofere plăcere, în primul rând. Să investești foarte multă energie, pasiune și să aștepți doar plăcerea pe care ți-o dă actul ăsta al scrisului. După ce apare cartea, deja intri într-o cu totul altă zonă care nu mai ține de scrisul propriu-zis, ține de marketing, de imagine, de lumea în care trăim. Și cărțile ca obiect fac parte din lumea, din păcate, din lumea în care trăim. Deci să scrie, asta este singurul lucru pe care trebuie să scrie în continuare. Bine, dacă cineva din public are vreo curiozitate care să rămână imprimată pentru veșnicie pe device-urile astea de înregistrat, acum e momentul. Dacă nu, atunci încheiem aici. Bravo, Iulia, mă bucur mult că ai venit printre noi. Sper să ne lansezi și tu cărțile acum, când o să fim bătrâni, să ne aduci un pahar cu apă. Și vă așteptăm, vă așteaptă pentru autografe. Mulțumim!